Te salut, sunt Mirela Ivaz. Bine te întâlnesc! Practică această sesiune de yoga pentru a restabili echilibrul și controlul în șolduri și bazin și pentru a construi mușchi pelvieni puternici și elastici. Ne întâlnim pe salteaua de yoga în picioare. Un cub alături îți va fi util. Oferă-ți câteva clipe pentru a te conecta în corp și cu intenția ta pentru această practică. Tadasana. Rămâi în picioare și folosește cubul pentru a-l așeza între coapse. Începe să contracți succesiv interiorul coapselor în timp ce încerci să ridici cubul în sus. Contractă, ridică, relaxează. Continuă astfel până la 5-6 repetări. Acum, lasă cubul deoparte, ancorează-te bine în tălpi și picioare și expiră. La inspir, înalță brațele în lateral și sus. La expir, coboară brațele pe lângă corp. Continuă cu respirația. Vino cu tălpile apropiate. Înalță brațele și prinde cu palma dreaptă antebrațul tău stâng. Aplacă trunchiul către dreapta, împinge ușor cu bazinul în direcție opusă. Stretching blând și deschidere în partea stângă a corpului. Revino la centru. Eliberează brațele și prinde acum cu palma antebrațul tău drept. Aplacă trunchiul către stânga. Împinge ușor cu bazinul în direcție opusă. Stretching blând și deschidere în partea dreaptă a corpului. Revino la centru. Eliberează brațele pe lângă corp. Traversează cu piciorul stâng peste cel drept. Înalță brațele și prinde antebrațul tău stâng. Încurajează mai mult aplecarea trunchiului către dreapta, deschidere în partea stângă a corpului. Revină la centru, în Tadasana. Traversează cu piciorul drept peste cel stâng, înalță brațele și prinde antebrațul tău drept. Încurajează mai mult aplecarea trunchiului către stânga, deschidere în partea dreaptă a corpului. Revină la centru, în Tadasana. Transferă greutatea în piciorul stâng și creează câteva mișcări libere pentru piciorul drept. Flexia și extensia coapsei. Mișcări ușoare laterale de pendulare pentru a deschide articulația șoldului. Schimbă și vină cu greutatea pe piciorul drept. Mișcă piciorul stâng pentru flexia și extensia coapsei. Mișcări ușoare laterale de pendulare pentru a destinde articulația șoldului. Cu greutatea în piciorul stâng, rotește pe loc piciorul drept. Și schimbă, vino cu greutatea în piciorul drept și rotește pe loc piciorul stâng. Așează cubul între coapse, tălpile sunt paralele, genunchii ușor flexați. Inspiră și în timp ce expiri, aplacă trunchiul spre înainte. Inspiră și ridică trunchiul pe jumătate, aliniază spatele cu gâtul și capul. Expiră, eliberează fruntea spre genunchi. Continuă astfel cu respirația. Inspiră, ridică trunchiul în flexie, expiră, apleacă.
Cu următorul inspir, menține trunchiul în flexie, paralel cu podeaua. Ancorează bine în tălpi și picioare, activează mușchii spatelui, deschide linia pieptului, împinge omoplații spre șezut. La următorul expir, eliberează trunchiul către coapse. Îndoaie genunchii cât să atingi cu brațele podeaua. Plimbă brațele către dreapta, centru, către stânga, centru. Ragdoll. Prinde antebrațele și pendulează ușor trunchiul în flexie, înainte și înapoi, în laterale. Eliberează brațele spre podea și la următorul inspir, cu blândețe, îndreaptă trunchiul. Eliberează cubul, rămâi câteva clipe în tadasana, observă corp și respirație. Revină ușor și așează cubul între coapse, tălpile paralele. Utkatasana sau postura scaunului. Flexează genunchii și coboară șezutul. Dacă privești spre podea, dincolo de genunchi îți poți vedea vârful tălpilor. Păstrează șezutul jos, împinge ușor înainte osul pubian și întinde brațele. Inspiră și cu expirul eliberează trunchiul către coapse, fruntea la genunchi. Inspiră, activează spatele, înalță trunchiul în Utkatasana și apoi Tadasana. Expiră, coboară șezutul, apleacă trunchiul. Inspiră, activează spatele, înalță trunchiul în Utkatasana și apoi Tadasana. Continuă cu respirația. La următorul inspir, înalță și menține în Utkatasana. Păstrează șezutul jos, împinge ușor înainte osul pubian, brațele sunt întinse. Vină în Tadasana, eliberează cubul, relaxează câteva clipe, observă corp și respirație. Vrikshasana, postura copacului. Transferă ușor greutatea în piciorul tău stâng, care îți va fi picior de sprijin. Încearcă să desprinzi piciorul drept din podea și, dacă poți, fixează-l în coapsa interioară a piciorului de sprijin. Urmărește să-ți păstrezi șoldurile echilibrate și echidistante față de podea. Privirea este concentrată într-un punct fix, stabil, în același timp o privire calmă și încrezătoare. Palmele pot rămâne pe șolduri, la piept sau conduse deasupra capului. Revină ușor din postură, relaxează. Acum, transferă greutatea în piciorul tău drept, care îți va fi picior de sprijin. Încearcă să desprinzi piciorul stâng din podea și, dacă poți, fixează-l în coapsa interioară a piciorului de sprijin. Urmărește să-ți păstrezi șoldurile echilibrate, echidistante față de podea. Privirea este concentrată într-un punct fix, stabil, în același timp o privire calmă și încrezătoare. Palmele pot rămâne pe șolduri, la piept sau conduse deasupra capului. Revină ușor din postură, relaxează.
Vino în partea din fața saltelei și pășește cu stângul în spate. Deschide-te și aliniază cu latura lungă a saltelei. Vino în Virabhadrasana sau războinicul 2. Piciorul drept este flexat, genunchiul nu depășește glezna. Inspiră și întinde brațele în laterale. Expiră, eliberează. Continuă astfel cu respirația. Întinde brațele și menține în războinicul 2 pentru 1, 2, 3 respirații. Revino din postură și orientează-te către latura scurtă opusă a saltelei. Piciorul stâng este flexat, genunchiul nu depășește glezna. Exersăm dinamic intrarea și ieșirea din postura războinicului. Inspiră și întinde brațele în laterale. Expiră, eliberează-le pe lângă corp. Continuă cu respirația. Întinde brațele și menține în războinicul 2 pentru 1, 2, 3 respirații. Revino din postură și rămâi cu orientarea față de latura lungă a saltelei. Tălpile sunt depărtate și ușor deschise spre exterior. Tăcade scot sau Utkata Konasana. Inspiră, înalță brațele. Expiră, eliberează-le pe lângă corp. Încă o dată. La următorul expir, coboară șezutul în timp ce împingi genunchii spre exterior. Continuă cu respirația. Inspiră, înalță, expiră, coboară șezutul. La următorul expir, coboară șezutul și menține. Continuă să respiri. Vino pe vârfuri cu talpa stângă. Și schimbă, vino pe vârfuri cu talpa dreaptă. Pe vârfuri, ambele picioare. Și eliberează ușor postura, respiră, înalță brațele, expiră, eliberează-le pe lângă corp. Ventilează respirația, corpul și atenția concentrată, relaxează câteva clipe. Rămâi cu tălpile deschise în lateral, aproximativ la nivelul umerilor. Flexează genunchii și coboară șezutul. Poți folosi cubul sub șezut pentru stabilitate.
Palmele unite, în Anjali Mudra, sunt așezate la nivelul pieptului. Împinge ușor cu brațele în interiorul coapselor. Îndreaptă spatele și încearcă să deschizi pieptul. Lasă brațul drept jos, înalță și privește către brațul stâng. Lasă brațul stâng jos, înalță și privește către brațul drept. Schimbă pentru încă o serie. Eliberează ușor din malasana. Apropie tălpile, trunchiul a plecat și înalță brând cu respirația. Vino cu sprijin în brațe și genunchi. Table pose. Piciorul drept, întinde-l, talpa flexată și așează-l în podea peste piciorul stâng. Privește peste umăr la călcâiul tău drept. Revină la centru și schimbă. Din table pose, întinde piciorul tău stâng, talpa flexată și așează-l în podea peste piciorul drept. Privește peste umăr la călcâiul stâng. Relaxează câteva clipe în șezut, conectează-te în corp și în respirație. Vino în table pose. Pășește cu dreptul în față între palme. Anjaneyasana sau low lunge. Stabilizează genunchiul drept deasupra gleznei, înalță trunchiul, întinde brațele. Cu expirul, coboară brațele și mută piciorul drept înspre exteriorul saltelei. Desprinde talpa dreaptă din podea, răsucește ușor trunchiul spre dreapta. Rămâi cu sprijin în brațul stâng și împinge ușor cu brațul drept piciorul spre exterior. Poți alege ca opțiune să vii cu sprijin pe antebrațe. Reîncadrează piciorul drept între palme, pășește în spate și relaxează câteva clipe. Vino în table pose. Pășește cu stângul în față între palme, Anjaneyasana sau low lunge. Stabilizează genunchiul stâng deasupra gleznei, înalță trunchiul, întinde brațele. Cu expirul, coboară brațele și mută piciorul stâng înspre exteriorul saltelei. Desprinde talpa din podea, răsucește ușor trunchiul spre stânga. Rămâi cu sprijin în brațul drept și împinge ușor cu brațul stâng piciorul spre exterior. Poți alege ca opțiune să vii cu sprijin pe antebrațe.
Reîncadrează piciorul stâng între palme, pășește în spate și relaxează câteva clipe. Vino înșezut, cu genunchii flexați, tălpile în podea și depărtate dincolo de lățimea umerilor. Continuă cu câteva mișcări de relaxare și destindere, fluidizare. Inspiră și coboară ambii genunchi spre dreapta, apoi spre stânga. Continuă în timp ce respiri. Relaxează la centru într-o postură de meditație, cu picioarele încrucișate și spatele drept. Dă-ți voie să te conectezi cu corpul. Observă senzațiile din bazin și șolduri. O căldură ușoară și plăcută care radiază. Un sentiment de liniște în sinea ta. Încredere și deschidere față de viață. Dă-ți voie să îți exprimi recunoștința față de corp și apreciază prezența ta astăzi pe salteaua de yoga. Îți mulțumesc pentru că mi-ai fost astăzi alături. Namaste! Să-ți fie cu folos!